Primul meci al fetelor se apropie, motiv pentru care antrenorul Virgil Georgescu a început pregătirea. Mâhnit că municipalitatea nu a fost deschisă la organizarea unui cantonament centralizat. Fetele se antrenează acum la sala de sport a școlii numărul 10, dar lotul este împuținat pentru că sportivele care sunt studente merg deja la cursuri și nu mai pot veni la antrenament. Una dintre soluțiile spre a juca efectiv handbal este la ora actuală antrenamentul comun cu băieții de la juniori. În data de 25 ianuarie va începe returul campionatului Divizia Serie A. Echipa noastră va avea prima deplasare la Piatra Neamț. Am început antrenamentele pe data de 2 ianuarie. Nu știm ce vom face în continuare. Am discutat cu conducerea înainte de anul nou. Am făcut un referat în care am spus că ne trebuie un cantonament centralizat la începutul perioadei de pregătire. Suntem aici și nu suntem într-un cantonament centralizat. Am spus că trebuie să ne deplasăm conform protocolului la București pentru două antrenamente, marțea și joia, pe care le-am avut și în tur. Suntem tot aici la Giurgiu. Partea cea mai proastă este că Alexandra Georgescu, capitanul și golgheterul echipei, a părăsit formația. Nemai fiind salarizată la echipa din Giurgiu, a preferat să meargă la lotul național, unde are alte perspective. Cât despre perspectivele de la Giurgiu, acestea sunt sumbre. Nu știu ce va fi în continuare. Mi s-a spus de către conducere că nu se mai poate suporta salarizarea jucătoarei Georgescu Ioana Alexandra, jucătoare de lot național. Atunci a trebuit să plece. A plecat în Liga Națională. Așa că, ce să vă spun, o să abordăm acest retur în această situație și vom vedea ce vom face. Deși ieri Consiliul Local Municipal a aprobat cu mare întârziere repartizarea banilor pe perioada septembrie-decembrie 2013 pentru secțiile Clubului Sportiv Municipal, din care face parte și echipa de handbal feminin, banii restanți pentru salarii și cheltuieli nu schimbă în bine lucrurile. Municipalitatea nu mai plătește decât o jumătate de normă unui antrenor și nu mai dă indemnizații sau salarii jucătoarelor.